Luni 14 septembrie încep cursurile în noul an școlar 2020-2021. Conducerea unităților de învățământ nu vor organiza de această dată festivități de deschidere, iar elevii nu vor avea voie să vină la școală cu flori sau bomboane pentru cadrele didactice. Ce scenarii vor fi aplicate în județul nostru și ce măsuri restrictive vor fi nevoiți elevii să respecte, aflăm de la profesor Camelia Croitoru, inspector școlar general în cadrul ISJ Călăraș. Luni începe noul an școlar, în condiții atipice de data aceasta, în condiții de pandemie. Dați-ne mai multe detalii la ce să se aștepte elevii și părinții. Așa este, luni începe noul an școlar, în condiții cu totul și cu totul speciale. Așa cum bine știm cu toții și noi suntem părinți, avem și noi responsabilitatea asupra propriilor noștri copii, iar la școală aceștia rămân în responsabilitatea cadrelor didactice, cu care, credeți-mă, în ultima perioadă am ținut legătura extrem de des, aproape zilnic. Au fost videoconferințe cu directorii în care ne-am pus și ne-am dat întrebări și am găsit soluții împreună, conform ordinului comun, astfel încât luni copiii să vină la școală în condiții de siguranță. Și la ce mă refer când spun acest lucru? Vreau să vă spun că la nivelul județului Călăraș, toate unitățile școlare au măști și dezinfectanți, materiale de protecție, cel puțin până la următoarea rectificare bugetară, posibilă probabil la sfârșitul lunii octombrie. Sunt școli care au reușit să facă achiziție pe tot semestrul întâi, dar sunt și școli din anumite comune, acolo unde în special nu avem primar sau viceprimar, care au încercat să se gospodărească singuri și au achiziționat doar pentru una, maxim două luni. Ca lucrurile să fie foarte bine înțelese, copiii vor beneficia de măști gratuit la intrarea în școală. Exact. Părinții trebuie să aibă această informație. Exact. Copiii beneficiază de măști gratuite din partea administrației locale, în a cărei sarcină a intrat acest aspect. Fiecare copil din fiecare școală, deci toți au pentru toți copiii. Nu există să se dea pe anumite categorii sau criterii. Nu fiecare copil primește mască la intrarea în școală. Luni, la ce să ne așteptăm? Vor mai fi acele festivități pe care eu... Sau cum se va derula începutul anului școlar? Eu i-am sfătuit pe colegii directori să evităm aceste festivități în prima zi de școală, să evităm flori, să evităm bombonele, să evităm orice interacțiune fizică dintre noi și copii, astfel încât să nu existe niciun risc în primele zile de școală și, bineînțeles, dacă respectăm aceste reguli în prima săptămână, vor exista pe tot parcursul anului școlar. Sunt câteva școli, azi am avut o videoconferință și am luat ultima situație, sunt câteva școli care vor organiza, dar nu festivități, întâlnirile vor fi în curtea școlii, doar pentru acei copii care vin pentru prima dată la școală. Ei sunt distanțați pe scăunele la un metru unul de celălalt, astfel încât să nu existe riscuri. Iar ceilalți și-au organizat programul pe ore, pe minute, astfel încât fiecare diriginte sau profesor, învățător, educator, să-și ia clasa și să meargă cu ei, efectivul de elevi, și să meargă cu ei în clasă. În timpul cursurilor, elevii vor fi obligați să poarte mască de protecție și se va păstra distanța acolo unde vor fi reluate cursurile normal? Bineînțeles, sunt obligați să poartă mască în timpul cursurilor, dar cred că nu ar trebui să percepăm acest lucru ca pe o obligativitate, ci mai mult ca pe o necesitate. Atât timp cât purtăm această mască, sunt convinsă că avem un grad de protecție mult mai ridicat decât dacă interacțiunea chiar și la un metru dintre noi ar fi fără mască. La orele de sport nu se va purta masca de protecție. Ba da, și la orele de sport se va purta mască. Inclusiv în curtea școlii, acolo unde sunt aglomerații chiar și distanțate de elevi. S-a tot vorbit despre scenarii. Scenarii în care vor începe cursurile galben, verde, roșu. Care este situația la nivel de județ? Da, pe 8 septembrie a fost o ședință comună ISJ-DSP și am dat avizele conform hotărârilor consiliilor de administrație de la nivelul unităților de învățământ. Iar ieri am primit aprobarea Comitetului Județean pentru situații de urgență. În județul Călăraș sunt 68 de unități care vor începe școala pe scenariul verde, 28 pe scenariul galben, iar 2 pe scenariul roșu. Detaliați-ne un pic ce înseamnă scenariul galben. Scenariul verde bănuiesc că cursurile vor fi reluate normal.
pe scenariul galben, vor fi la școală față în față între colectivul de elevi din ciclul preșcolar, primar, gimnaziar doar clasa a 8-a, ceilalți 5, 6, 7 vor învăța în grupe, astfel încât să încapă în sala de clasă distanțați la un metru, iar ceilalți acasă online la o frecvență de o săptămână cu o săptămână în prima parte. În cea de-a doua parte, adică după 1 octombrie sau poate după 1 noiembrie, dacă avem norocul să nu avem focare în școli, poate mergem, ne-am propus colegilor, pe o frecvență de două săptămâni, pentru că înțeleg că acesta este sfatul medicilor specialiști, ca frecvența să fie la două săptămâni. Scenariul roșu, ce înseamnă și dacă puteți să ne spuneți despre ce școli este vorba? Da. Am zis că două școli sunt. Pe scenariul roșu, toți elevii vor rămâne acasă și vor studia online. De ce avem aceste două situații în Călăraș, deși nu există comune pe roșu din punct de vedere al ratei de infectări? Este vorba de școala de la Arțari și școala de la Vlad Țepeș, pentru că aceste localități au accesat fonduri pentru construirea unor clădiri de unități de învățământ și nu sunt finalizate. Înțeleg că ar fi trebuit să fie realizată recepția pe 14 septembrie. Nu se poate realiza acest lucru, deși școlile sunt 100% finalizate. Nu știu din ce motive tehnice, dar am primit promisiunea din partea ambilor primari și domnul primar de la Vlad Țepeș și cel de la Ilana. Mi-au promis că pe 1 octombrie școlile sunt finalizate și cheile vor fi date directorului de unitate, astfel încât copiii să revină la școală. Am purtat discuții cu doamnele directoare, m-au asigurat că există posibilitatea învățării online și acolo unde nu există și nu există nici posibilitatea de achiziție de aparatură IT în această perioadă, deși au făcut eforturi primarii și au cumpărat multora aparatură, vor merge și vor duce pentru aceste două săptămâni materiale necesare copilului acasă, diriginții, învățătorii, educatorii. Ați adus în discuție materialele și dotarea IT. Dacă în ceea ce privește măștile de protecție, problema a fost rezolvată la nivel de județ și nu avem situații nedorite, ce se întâmplă cu acele tablete achiziționate pentru elevii care nu aveau aceste... Da, așa cum știți, achiziția s-a făcut prin ONAC. Am înțeles că suntem unul din județele din loturile câștigătoare. Nu au existat contestații, deci așteptăm ca săptămâna viitoare să ajungă și în Călăraș tabletele. Au apărut tot felul de discuții despre acea cameră de izolare. În situația în care copilul va prezenta febră sau alte simptome, va fi izolat. Părinții s-au speriat, nu știm dacă au primit informațiile corecte. Ce aveți să le transmiteți? Da, eu am vorbit cu directorii, că am auzit și eu astfel de discuții și era normal să ajungă informația corectă la părinte. Într-adevăr, la nivelul unității de învățământ trebuie să există o cameră de izolare în momentul în care copilul prezintă simptome în timpul orelor de curs. Va merge acolo cu responsabilul pe școală pe această problemă, care are obligația să anunțe imediat familia copilului. Familia, mama, tatăl sau cel în care îngrija căruia este, vine, ia copilul și merge cu el la medicul de familie. Deci în niciun caz copilul nu va fi scos din școală, internat? În niciun caz profesorul nu are voie să ducă copilul de unul singur în cine știe ce alte instituții. Nu, familia este cea care trebuie să aibă în grijă copilul imediat ce a prezentat simptome. Urmează perioada de răcel și viroze sezoniere. Nu putem pentru orice strănuț să mergem la camera de gardă noi cu el sau să anunțăm DSP-ul. Nu. Noi suntem obligați să anunțăm familia. Okay. Părinții sunt cei care răspund în mod direct de tot ciclul de după plecarea din școală. Avem cadre medicale suficiente în școli? Există un deficit? Iar în școlile unde nu există aceste cadre medicale, cine va prelua această responsabilitate? Da, nu avem cadre medicale în școli. Cel mai bine în momentul de față este municipiul Călăraș, care are până acum repartizate 10 asistente medicale.
Avem pe Modelu și Oltenița câteva asistente, nu toate școlile din Oltenița au asistent medical. În rest, nu există. Vreau să vă spun că la nivelul unităților de învățământ și în sistemul de învățământ nu există post de asistent medical. Aceștia sunt angajați prin Direcția de Asistență Socială de către primării. Dumnealor, fiecare primar în parte, ar trebui să ne ajute cu un asistent medical la nivelul instituției de învățământ. În situația în care cineva ar trebui totuși să se... Să preia aceste responsabilități, tocmai pentru că nu avem post de asistent medical, s-a stabilit la noi prin ordinul comun acea persoană responsabilă cu acest aspect. Deci fiecare școală a desemnat o anumită persoană. Responsabil, da. Și vreau să vă spun că în perioada imediat următoare, bibliotecarii, laboranții, nu-și mai au obiectul muncii pentru că schimb de carte în școală nu se mai realizează. Experimente la ora de fizică sau chimie nu se mai realizează. Și atunci acești oameni, acolo unde există, pot fi folosiți pe această situație. Ce se va întâmpla în situația primului caz confirmat la nivelul județului, într-o unitate de învățământ, sau în situația unui focar? În cazul confirmării unui caz pozitiv într-o clasă, acea clasă va fi izolată, va rămâne acasă și va continua învățarea online pe o perioadă de 14 zile. Dacă există 3 cazuri confirmate, asta pot fi în 2 sau 3 clase sau o singură, în 2 clase dacă sunt, se va trece pe scenariul roșu în școala respectivă, adică întreaga școală va fi izolată și va continua învățarea online. Timp de 14 zile? Timp de 14 zile, da. Dacă aveți de transmis un mesaj elevilor, este un element de noutate, părinți, elevi, nu știm exact la ce să ne așteptăm, o să vedem de luni care va fi situația, cum se vor adapta elevii, dacă aveți să le transmiteți un mesaj. Da, așa este, este un an cu totul și cu totul altfel, drept pentru care le-aș dori tuturor să fim sănătoși și să trecem cu bine peste această situație. Îi rog pe părinți să aibă încredere că fac tot ce-mi stă în putință și chiar am făcut tot ce mi-a stat în putință, astfel încât ei să aibă materiale de protecție în școală, chiar din prima zi de școală. Voi continua lupta aceasta, chiar dacă este dificilă, pentru că discuțiile sunt interminabile cu persoane care mai diferite ca personalitate și așa mai departe, dar fac tot ce-mi stă în putință, astfel încât să ne fie bine, să fim sănătoși și copilul să fie în siguranță la școală. Le doresc de asemenea un an cu, pe lângă sănătate, cu multe reușite, să aibă, așa cum au avut și până acum, și am încredere că avem copii inteligenți, copii frumoși, copii înțelegători care chiar pot trece cu bine peste toate greutățile din această perioadă. Și aș mai avea, dacă îmi permiteți, o rugăminte față de colegii profesori. Să nu uităm că chiar dacă în această perioadă interacțiunea fizică dintre noi și elevi nu poate fi posibilă, blândețea, respectul, bunătatea noastră de dascăli o putem arăta altfel. Să nu uităm că sunt copii care trec pentru prima dată prin așa ceva în spațiul școlar și că oricât de greu ne-ar fi nouă înșine, să ne gândim că și lor le este extrem de greu și să ne apropiem așa cum știm noi mai bine să o facem din poziția de dascăl pe care o avem. Multă sănătate doresc în primul rând tuturor, părințele, bunici, profesori, putere de muncă directorilor, pentru că sunt responsabili în egală măsură cu toți ceilalți și cu mine de asemenea pentru tot ce se va întâmpla de azi înainte.